Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Peste câteva zile începe școala din nou. Sigur, am avut și eu prilejul să mă uit peste câteva manuale și am ajuns la concluzia că cei care, nu neapărat cei care elaborează manualele, ci cei care gândesc, să spunem, ceea ce trebuie să conțină aceste manuale, adică programa școlară, sunt puțin plecați. Plecați pentru că, mi-amintesc foarte bine, în ciuda faptului că poate copiii noștri sunt mai deștepți decât eram noi, când eram, sigur, elevi, cerințele sunt foarte mari și în loc să insistăm pe lucrurile pe care insistă, să spunem, toate țările cu puțin minte la etajul superior, adică pe a cuprinde în programa școlară chestiuni care să facă cetățeni responsabili, empatici, interesați de soarta celor din jurul nostru, mai buni. Noi bombardăm cu mii și mii de informații din cele mai mici etape, din cele mai fragede etape. Încercăm să le băgăm cu pâlni astăzi în clasa 1, 2, 3, lucruri pe care noi poate le învățam în clasele 5-8. Nu știu, or fi toți românii geniali, nu zic că nu, dar ceva trebuie schimbat și din păcate e, dacă vreți, aceeași fugă de responsabilitate pe care au în general românii. Comentăm la colțuri, suntem nemulțumiți ca profesori, ca inspector, dar nimeni nu merge să le spună celor din minister: bă, băieți, ați luat-o pe calea alăturată, nu pe calea pe care trebuie. Și ne plângem în fiecare an că rata de promovabilitate la BAC e cea care e. Păi, cred că rădăcina răului începe cu clasa 0, că și pe asta am inventat-o, da? Și continuă cu clasa 1, 2, 3 și cu ceea ce trebuie să le băgăm cu forța în cap acestor copii, inclusiv acele teme nesfârșite de vacanță, în loc ca să se bucure și ei de un pic de relaxare, de timp petrecut împreună cu familia, cu prietenii. Da, asta am zis-o în preambulul discuției de astăzi, pentru că începem emisiunea noastră cu situația școlilor. Am avut o ședință de Consiliu Local în care, sigur, s-au mutat bani și s-au dat bani, să spunem, și în zona de dotare a școlilor. Acum, nu, e un lucru foarte bun, nu mă înțelegeți greșit, dar poate că ar trebui să dăm niște bani pentru că vin proiectele de finanțare europeană și una este să dai din bugetul local 1 milion de lei, sigur. E ușor să votezi, alta este să dai poate 1 milion de lei, să pregătești proiecte care individual pot aduce câteva milioane până la 10 de milioane pentru dotarea unei singure școli. Da, e o chestiune și asta, trebuie să știi că acele proiecte sau acel coluri de proiecte se vor deschide în curând și că poate e indicat să fii pregătit ca și Consiliul Local să mandatezi executivul să încerce să aducă bani din acea zonă. Da, repet, orice bani care merge în educația copiilor noștri sau în pregătirea spațiilor în care copiii noștri își desfășoară activitățile, e binevenit. Alături de mine se află Cosmin Blaga, consilier în cadrul Direcției de Comunicare din cadrul Primăriei Târgu Mureș. Așadar, începem cu școlile. Să vedem care e situația la zi, unde putem începe, unde nu putem începe, unde mai avem probleme, ce mai trebuie renovat, pentru că de-a lungul verii am văzut foarte multe comentarii legate de, să spunem, sistemele sanitare a unui liceu sau unei școli, ba de zugrăvitul altei școli, și atunci să vedem ce a făcut primăria în această vară și ce mai face în cele câteva zile care preced începutul de an școlar. În primul rând, bună ziua noastră și telespectatorilor noastre, mulțumesc pentru invitație. S-a lucrat în școli, bineînțeles că mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Din păcate, au fost amânate lucrări din cauza amânării rectificării de buget, să înțeleagă toată lumea, pentru că banii se alocă ca urmare a hotărârilor de Consiliul Local. Știm foarte bine, prima ședință din Consiliul Local din acest an, după alegerile din data de 5 iunie, a fost amânată. Nici n-a avut loc la sfârșitul lunii iulie, ci a avut loc la sfârșitul lunii august, mai exact în 30 august, motiv pentru care foarte multe lucrări au fost topate pe acest final de vară. Hai să spunem de ce. Dacă tu nu ai alocate prin hotărâre acele sume și tu cheltuiești acele sume, ești bun de legat. N-ai cum să faci procedura. În momentul în care nu ai bani, n-ai cum să faci procedura. Trebuie să urmezi procedurile potrivit legislației, trebuie să faci licitații. Mă rog, cine cunoaște legislația, sau pentru cei care nu cunosc legislația, trebuie să spun că
procesul de achiziții publice nu este unul foarte ușor și de azi pe mâine. Sigur, tot simplificăm legile absolut. Și achizițiile în țara asta, dar vreau să vă spun doar că din nou s-a modificat legea achizițiilor așa publice, este. Așa că colegii mei din primărie care se ocupă cu achizițiile publice au mari bătăi de cap, încearcă acum să identifice metodologia și normele de aplicare, pentru că, vă spuneam, nu este ușor și nimeni nu vrea să se joace cu legea, bineînțeles. Lucrurile trebuie făcute ca la carte. Bun, s-au investit, s-au alocat bani pentru anumite gimnazii, pentru grădinițe, au fost realizate grupuri sanitare și mă refer acum la liceul de artă, pentru că acolo, într-adevăr, era o problemă foarte mare. Din păcate, liceul de artă nu este în ograda primăriei, să spun așa, știm foarte bine. Da, proprietarul este o clădire retrocedată. Sigur că aici există foarte multe semne de întrebare. Probabil că DNA-ul și alte instituții trebuie să facă lumină. Cum au fost retrocedate niște instituții? Dacă este sau nu este corect acea retrocedare? Da, din punct de vedere juridic, sigur că primăria nu este proprietarea clădirii, deci nu prea poate investi acolo. Și nici nu s-a putut opune. În momentul în care s-a dat hotărâre de guvern, primăria nu s-a mai putut opune. Primarul a tot semnalat acest lucru, că această lege a retrocedărilor nu este întocmai cum trebuie, pentru că să retrocedeze acum clădiri care, în care își desfășoară activitatea unități școlare sau unități sanitare. Nicăieri în lume nu s-a întâmplat. Da, deci este greu. Asta arată calitatea politicienilor din România, care sigur că pentru interesele personale sau ale grupurilor pe care le reprezintă, pentru, nu știu, banii pe care i-au primit sau nu, au făcut niște legi care aproape că ne trimit în ev mediu din acest punct de vedere. Dai peste cap, e o bun afirmație mers. Pe care mi-o asum integral, sigur. Da, s-au dat peste cap anumite, să spunem, proceduri sau ce faci? S-a întâmplat la Unirea și acum situația nu este foarte bine reglementată. S-a întâmplat și cu liceul Boie când a fost. Sunt foarte multe exemple. Și cu spitalele la fel s-a întâmplat, au rămas oameni fără loc de muncă sau, mă rog, au rămas pacienți sau elevi care nu mai știau unde trebuie să meargă. Deci, legea retrocedărilor nu este. Da, avem aici regulă. În centru un fost gimnaziu, nu, care a trebuit să plece. Exact. Sigur, părinții împărțite clădirile între două culte, asta este, da. Am înțeles că se anchetează mod ăsta, procedura prin care s-au făcut aceste retrocedări și sperăm că se va face lumină. Sperăm că se va face dreptate, da? Că, sigur, dacă acea retrocedare a fost corectă, foarte bine, dar dacă ea nu a fost corectă și se dovedește acest lucru, atunci mi-aș dori ca de la judecători implicați, avocați implicați, politicieni și sunt nume mari, inclusiv de politicieni mureșeni, care au fost implicați în aceste lucruri, să plătească, inclusiv nu doar cu închisoarea, ci și cu averile personale. Eu asta mi-aș dori. Din acel moment, cred că ar începe să se facă dreptate în țara asta. Câtă vreme, iată, am avut și dezvăluirile lui, sigur că da, încercăm să combinăm cu asta, închei și revin la zona locală, acele dezvăluiri ale lui Horia Sima despre averile unor politicieni, un fost premier și miniștri din România, fum fără foc nu iese. Da. Ies la iveală lucruri interesante, lucruri grave. Nu mă încântă că un politician corect. Face închisoare dacă se dovedește că e vinovat și dacă rămâne cu averea intactă. Da, iartă-mă. Să revenim la așa, am noastre. Pus și o vacanță și acum am revenit, trebuie să ai cules tot felul de știri interesante la nivel național. Da, din păcate încă se lucrează în școli, din păcate spun, pentru că luni începe școala. Și condițiile nu sunt tocmai cum ne-am fi dorit să fie. Ce șantiere aveți deschise încă? Avem și la gimnaziu Nicolae Bălcescu, avem șantiere la gimnaziu George Coșbuc, avem în Unirii, avem șantier la școala Alexandru Ioan Cuza. Deci sunt destul de multe șantiere. Acum noi mizăm că părinții vor fi înțelegători și nu se vor supăra. Deci și aici am înțeles că începe luni școala, dar de fapt nu începe luni. Asta da, nu mai ține de noi. Da, este politica guvernului supra-mega-tehnocrat, am văzut. Astăzi cred că domnul Biriș a trebuit să plece. Nu mai începe școala în 15 septembrie, începe în 12. Da, nu știu, dacă tradițional începe în 15, lasă-o în 15 și mai lași copilului 3 zile de joacă. De ce vacanță. Dumnezeu! Da, suntem atât de formaliști, asta ne interesează forma și nu fundul și nu ne dăm seama că ne facem nouă foarte mult rău.
Da. Deci așa începe luni școala, dar nu începe luni școala. Păi, mai aveți câteva zile în care să terminați, să închideți șantierele. Da, nu putem să terminăm toate șantierele, încercăm să terminăm. Încă suntem în perioada de contractare, după cum vă spuneam, abia în data de 30 a fost votată rectificarea de buget. Așa că toată lumea muncește în primărie la partea de birocrație, pentru că, spuneam, trebuie făcută și asta. Se lucrează și în școli și încă o dată transmit tuturor părinților să fie înțelegători, pentru că asta este situația. Au fost mai multe discuții încă la începutul anului între conducerea primăriei și directorii școlilor. S-a discutat foarte mult despre necesar și despre întocmirea unui buget estimativ pentru ca toate școlile să fie reabilitate și toate școlile să fie puse la punct. S-a mai trimis încă o adresă din partea primăriei către toți directorii unităților de învățământ din Târgu Mureș și chiar au fost foarte receptivi conducătorii unităților de învățământ și se pare că într-adevăr își dorește toată lumea ca toate unitățile de învățământ să fie reabilitate, să fie puse la punct așa cum ar trebui. Iar dacă părinții își doresc lucruri extraordinare și vor să se implice, se va putea discuta. Dar primăria și-a propus ca pe următorii 2, 3, 4 ani, depinde acum de amploarea lucrărilor, să finalizeze cât sigur mai multe, repet, lucrări. Să deschid acum finanțările europene exact pe zona asta. Da, este, avem în plan și acest lucru, să absorbim fonduri europene, pentru că, așa cum spuneai și tu, este practic o mană cerească. Sunt practic oameni cească aceste fonduri europene și păcat să încarci. De bine, am văzut în să spunem, o ierarhie națională, stă destul de bine la atragerea de bani europeni. Sigur că se poate, întotdeauna este loc de mai bine și toți ne dorim mai bine, dar să spunem, a reușit în ultimii ani să aducă sume importante. Se lucrează intens. Se lucrează intens și la absorbția de fonduri europene și pe partea de învățământ în Târgu Mureș. Și cu siguranță toți târgumureșenii vor vedea o schimbare majoră în privința învățământului, infrastructurii, că primăria practic administrează partea de infrastructură a unităților de învățământ. Și se vor schimba începând de la tâmplărie, de la geamuri, pardoseli în săl de clasă, mobilier. Și acum școlile, acum la ora la care noi vorbim, sunt în proces de achiziționare a mobilierului. Am reușit să alocăm fonduri pentru acest lucru. Și anumite unități școlare din Târgu Mureș la ora actuală își achiziționează mobilier și sper ca până luni să reușească să monteze. Nu știu cum este mobilierul din ziua de azi, dar pe vremea noastră, dacă ții minte, erau acele bănci al naibii de rezistente, generații peste generații, nu știu, comuniști, necomuniști, dar știau să le facă să țină. Acum trăim într-o epocă a capitalismului în care fiecare, sigur, totul trebuie să se strice în câțiva fiecare ani fiecare administrator de școală își gestionează cum crede de cuvință. Poate că, într-adevăr, ar fi bine să meargă toată lumea pe o singură idee, pe un singur model de mobilier, dar nu este așa. Fiecare se descurcă cum poate în această privință, dar bani s-au locat. Din păcate au primit doar 11 școli acum, dar urmează să primească și alte școli mobilier pentru clasă. Bun, deci să înțeleg că practic în următorii, hai să le spunem, 3 ani să facem o medie, nu 2, nu 4, 3 ani cu aproximație, școlile din Târgu Mureș. Aici luăm în calcul toate disputele politice din Consiliul Local, pentru că vor mai fi, din păcate. Dar să sperăm că toți sunt de acord că trebuie investit în zona educațională. Am văzut că cât de cât lumea cade de acord sau trebuie să-i facem să cadă de acord. Nu e tot una când ești de acord doar verbal, la modul declarativ, dar când trebuie chiar să votezi alocarea fondurilor, să inventezi tot felul de motive. Am mai spus-o și cred că o să și realizăm acest lucru, cred că o să ajungem să dăm în direct ședințele de Consiliu Local, va fi o experiență interesantă, nu doar pentru cei care, să spunem, sunt acasă, ci și pentru consilieri. Da, colegul meu Călin Podaru se și grăbește, zice, uite, de mâine am și la următoarea ședință am putea să și dăm. Se transmite carul de transmisie. Da, de ce nu? De ce nu? Eu zic că ar fi un lucru interesant pentru toți târgumureșenii să vadă cum se votează și ce se discută în Consiliul Local. Bun, revenind la școlile noastre, cele existente vor fi reabilitate. Școli, grădinițe, da, toate. Tot ce tot. Licee, da. Asta însemnând reabilitarea termică, reabilitarea interioară, zugrăvit, mobilier, curțile aparatură. Școlilor vrem să le punem la punct, să asfaltăm acolo unde este cazul, să amenajăm terenurile de joacă din incinta școlilor. Pentru că vrem să promovăm și
sportul la școală. Nu trebuie neapărat să faci sport în timpul liber, se poate face sport și la școală, dar pentru asta trebuie da, să ai și dotarea adecvat. Sigur că da. De rigoare. Se ia sau nu se ia în considerare construcția de unități de învățământ noi? Tocmai pentru că există aceste probleme cu liceul de artă, cu liceul Unirea, unde, repede, lucrurile nu sunt clare, justiția trebuie să spună dacă e corect sau nu e corect. Din punctul meu de vedere, nu știu dacă ar fi cazul să te angajezi acum la investiții atât de mari, să construiești alte unități de învățământ în timp ce tu le ai în Târgu Mureș. Problema, eu zic că este de reorganizare, pentru că sunt școli unde nu mai sunt elevi. Sunt specializări unde nu mai sunt elevi. Și atunci trebuie făcut ceva să atrage elevii și spre alte școli. Pentru că mai de mult pe vremea când noi eram la școală, toți eram la școala care eram arondați. Nu că mergi la, vrei tu să mergi la Unirea, la Europa sau nu știu unde erai, unde erai arondat. Și o duceau foarte bine și școlile de cartier. Acum câteva școli de cartier au fost abandonate, să spun așa, și foarte mulți părinți s-au concentrat pe școlile din centrul orașului, să fie în buricul orașului. Târgule, da. Da. Și probabil că și cadrele didactice au tras să ajungă tot acolo să predea, că nu-i tot una să predai la 20 de elevi sau la 5 elevi. Și eu spun că este o problemă și de reorganizare. Și părinții trebuie să... Un exemplu avem la doi pași de noi. Liceul Dandea a fost un liceu de chimie, desființat printr-o decizie, în momentul în care, sigur, avem încă unul dintre puținele combinate chimice care mai funcționează în țara asta, Zămureșul, și care are nevoie de oameni pregătiți în zona asta. Din acest punct de vedere, chiar primarul a demarat un proiect, Școala de Arte și Meserii, prin care chiar își dorește să revitalizeze meseriile. Pentru că vedem foarte bine, nu mai ducem lipsă de meserie. Da, și începând de la mecanic, tâmplar, mecanic auto. Am fost, de exemplu, în vizită la liceul Ion Vlasiu, care este liceul forestier, cum îl știe toată lumea. Acel atelier a fost pus la punct, urmează, parte de infrastructură, urmează să fie dotat cu toate ustensilele și utilajele de care au nevoie elevii pentru a învăța această meserie de dulgher, tâmplar și tot ce ține din lemn. Și chiar spuneam, ar fi păcat. Ai acolo acel atelier unde, după ce termină școala, elevii pot să se apuce de lucru, dacă sunt interesați. Și este o meserie din care poți să faci bani. Se trăiește foarte bine, sigur că da. E o zonă cu tradiție, am avut Mobex-ul. Da? Absolut. Una dintre fabricile din România care avea exporturi atât în estul Europei cât și în vest și mobilă de foarte bună calitate, extrem de apreciată. Adică să nu uităm că și se poate spune cei care au lucrat acolo și directorul de acolo, prinț, da, viță regală din zona arabă, dar și din zona europeană, au în locuințele lor mobilă făcută la Mobex, corect. Târgu Mureș. Sigur, înainte de 89, dar asta spune ceva despre tradiția pe care am avut-o și despre calitatea. Pentru că te duci în țări în care, să spunem, produsul tău trebuie să fie impecabil. Ori noi am neglijat toate aceste lucruri, așa cum spuneai tu. Știm bine că multe s-au distrus. Din ce producea România, foarte multe s-au distrus. Poate nu este acum o temă de discuție. Dar eu v-aș recomanda, în momentul în care începe școala, să mergeți la acest atelier, să vedeți ce lucruri, începând de la uși, bănci, tot ce ține de mobilier, din lemn, acești elevi fac niște lucruri extraordinare. Problema probabil că este aici cu sistemul de învățământ. Ei ar trebui să învețe altfel. Bacalaureatul ar trebui să fie altfel. Diferit, sigur. Pentru că ei vor să învețe o meserie. Ei nu vor să se facă intelectuali, nu vor să învețe să scrie o carte. Ei vor să muncească și atunci ei trebuie ajutați să învețe acea meserie. Și cei care scriu cărți muncesc, da? Fiecare. Absolut, da. Sunt domenii diferite, da. Și dar cel care vrea să scrie cărți stă în bibliotecă și citește. Așa. Merge la altă specializare. Dar atunci cine îți face ușă? Cine îți repară, știu eu, dacă se strică ceva? Deci ai nevoie de meseriaș. Și la liceul de mecanic auto a fost achiziționată o mașină cu aparaturi care permite elevilor să învețe acum noile programe care se utilizează în serviciurile auto pe partea de electrică și electronică, tocmai... Unde era vremea când
desfăceai Dacia, știai că trebuie să sufli în jiglăr. Să desfunzi, da. Da. Ce simplă era atunci. Bun, acum tehnologia a avansat. Vedem că deschidem capota și ne uităm ca la OZN. Trebuie să legăm calculatorul ca să vedem ce are mașina. Exact, se pune laptopul cu programe, cu testere și așa mai departe. Acolo elevii au ocazia să învețe și aceste lucruri. Tocmai de asta primarul și-a dorit să înființeze acest proiect, Școala de Arte și Meserii, să revitalizeze acest lucru. Încercăm în Târgu Mureș, poate o să le extindem în județul Mureș și dacă cineva dorește să urmeze exemplul nostru, noi vom oferi toate informațiile necesare pentru că elevii sunt destul de dezorientați, părinții la fel, nu știu ce vor să facă, unde vor să-i trimită la școală. Păi este foarte greu să faci o alegere rațională astăzi într-un moment în care nimic nu este cert de la o zi la alta, nimic nu este clar, da? Acum 10 ani locurile de la medicină rămâneau neocupate. 10-15 ani. E, astăzi sigur că e o bătălie mare pentru că te faci medic și pleci afară. Nu cred că e o soluție. Din păcate, da, nu. Această scurgere spre exterior a produselor bune ale școlii românești nu este o soluție și nu este în regulă. Am avut adevărat o inițiativă în 2000-2004 în care cei care nu au fost la taxă și vreau să plece erau obligați să returneze costul școlarizării. Au ungurii. Da, Orban are o astfel de... Au modificat Constituția, au modificat legile și au astfel de prevedere. Ai făcut școală, ai învățat pe banii statului, adică pe banii tuturor până la urmă. Sigur că ești obligat fie să profesezi un număr de ani, fie să returnezi costul școlarizării tale dacă pleci afară. Da, dar vezi că noi acum învățăm această formă de guvernământ care se numește democrație și trebuie să permiți fiecărui să aleagă. În momentul sigur, în care dar asta nu înseamnă că nu ai nicio responsabilitate, așa cum înțelegem greșit. Da, nu, eu vreau să fac de fapt o ironie asupra modului de înțelegere a unora această democrație și din păcate uneori chiar strică. Niște reguli foarte clare nu cred că ar face rău. Aplicabile tuturor. Sigur, din potrivă, cred că lumea vorbește, unii, nu poți să mulțumești pe toată lumea, unii o să te critique, dar trebuie clar să ai o viziune, trebuie să-ți faci o strategie și să mergi mai departe. Bun, pentru că am vorbit de școală, de elevi, sigur că mergem un pic și în zona universităților. De ani de zile îmi doresc o universitate puternică, asta ar da un semnal pentru un oraș care nu este în cea mai fericită situație dacă ne comparăm cu orașe, hai să spunem, vecine, sigur la 100-100 de kilometri, Clujul și Brașovul. Dar te întreb, există o strategie de a aduce, sigur că aici ar trebui universitățile în primul rând să aibă o strategie de a aduce studenți înspre Târgu Mureș. Nu cred că au. Repet, medicina este acum pe val, nu se știe pentru cât timp. Am impresia că ne lipsește această viziune ca un oraș să fie puternic, trebuie să fie un oraș care crește, în care avem, să spunem, locuitori care vin, se așează și rămân, da? Numărul celor care vin să fie mai mare decât numărul celor care pleacă. Avem nevoie, sigur, de investiții economice care nu trebuie localizate neapărat în Târgu Mureș. Asta este, nu avem foarte mult loc și în zona limitrofă a Târgu Mureșului. Da, e important să-i aducem. Există o astfel de strategie, să spunem, la nivelul municipalității. Sigur că ea de una singură nu poate să facă decât în mare lucru, decât în colaborare cu alte instituții sau, ca în exemplu meu, cu universitățile. Bineînțeles că este această strategie, dar au fost proiecte cu privire și la unificarea universităților, nu mai știu acolo ce s-a întâmplat, știu că au fost foarte multe discuții. Da, tu știi că unde există doi români, există și trei păreri, da. Aici am avut trei rectori. Îți dai seama câte păreri. Da, nu vreau să comentez, dar știu că au fost discuții, chiar la primărie s-au întâlnit directorii universităților, au discutat pentru realizarea unui consorțiu universitar. Nu știu, știu că primăria a demarat deja procedurile pentru o întâlnire cu oameni de afaceri din Târgu Mureș, tocmai pentru a vedea cam care ar fi principalele probleme, care ar fi principalele lipsuri, pentru că trebuie să vedem și care sunt lipsurile și să vedem într-adevăr... Vă zic eu, din discuțiile pe care le-am și eu în mod privat cu mulți dintre oameni de afaceri, durata foarte mare în care se primesc anumite avize. Sigur că eu o să vă spună, poate, nu ține doar de primărie, ține și de Consiliul Județean, unde iarăși am înțeles că sunt unele zone în care... Da, astea sunt chestiuni birocratice. Astea le cunoaștem, bineînțeles că le cunoaștem și
O să încercăm, o să încercăm. Există și un proiect pentru a emite mult mai rapid documentele. O să-l anunțăm la momentul potrivit, pentru că nu vreau să iau eu înaintea Sigur. Celor care au gândit acest proiect. Este vorba despre înființarea unui serviciu în cadrul primăriei, dar îl vom detalia la momentul potrivit. Eu vorbeam despre problemele reale, problemele pe care le au foarte mulți angajatori în a-și găsi oameni cu care să lucreze, pentru că se plâng într-adevăr foarte mulți că nu au locuri de muncă. Dar pe de altă parte auzim angajatori care spun că nu găsesc oameni. Așa este. Și atunci trebuie să vedem unde e adevărul. Unde e adevărul și unde, da, ceva nu se leagă. Salarii mici sau din păcate oameni, sunt, nu știu, salarii mici. Da, salariile sunt mici într-adevăr. Plus de asta și Târgu Mureșul are nevoie să se extindă, pentru că nu mai ai unde în Târgu Mureș să construiești fabrici foarte mari sau societăți care să producă la nivel industrial. Mai sunt câteva, foarte puține, sunt discuții, mă rog, nici aici nu este treaba mea să comentez acum, dar într-adevăr se lucrează în continuu la atragerea de investitori și să sperăm că și această întâlnire pe care o vom avea cu oamenii de afaceri vor aduce anumite propuneri și idei. Da, asta zic, e o zonă în care trebuie să insistăm în următorii ani. Cum aducem populație tânără în Târgu Mureș? Asta trebuie să o spunem. Avem nevoie de oameni tineri care să vină să se stabilească aici în oraș. Da? Acei oameni să consume, să locuiască, să se distreze și avem nevoie, sigur, de investiții în zona economică, pentru că asta, sigur, produce efect într-un întreg lanț. Și cred că asta trebuie să fie, sigur, eu vorbesc din perspectiva unui om de presă și a unui om care culege impresii de pe stradă, ar trebui să fie, să spunem, preocuparea și a executivului și a legislativului. Deci poate mai puțină gâlceavă și acolo și un pic mai multă aplecare. Și spre... climatul trebuie să fie unul armonios, pentru că, bun, noi trăim foarte bine românii cu maghiarii, dar vedem în continuu că se încearcă atâțarea celor două. Da, și nu este normal, pentru că mulți care au auzit de Târgu Mureș doar după acel scandal din martie 90 se tem. Lumea trebuie să știe că nu mai există nicio problemă. Multe declarații se fac doar în momente de campanie electorală. Alea trebuie depășite și trebuie... Poate nici atunci n-ar mai trebui făcut, ar trebui să învețe și acei politicieni... Eu nu zic că e normal. Tocmai n-ar trebui să mai aibă loc astfel de discuții. Să uite acest discurs radical. Bun. Haideți să vedem, să spunem, dincolo de aceste investiții care se fac în structura sau în infrastructura școlară, să mergem pentru, să spunem, o scurtă perioadă în zona de activități sportive. E, și aici a fost, da, să spunem... Se deschide. Da, o cutie a Pandorei. O cutie a Pandorei. Da, au fost multe discuții pe acest subiect cu finanțarea cluburilor sportive. S-a votat alocarea fondurilor pentru basket, volei, futsal, dar nu s-a acordat finanțare pentru clubul de fotbal. Ce nu au făcut însă consilierii locali și asta din nou a stopat activitatea chiar și cluburilor care au primit finanțarea, că nu s-au ales consiliile directoare și nu se pot lua decizii fără ca aceste consilii directoare să existe și atunci din nou activitatea acestor cluburi este blocată, pentru că am văzut din nou că sunt discuții, jucătoare de la volei, jucătorii de la basket și cei de la futsal nu știu ce se întâmplă și care este viitorul lor, mai ales că este început de campionat, mulți au restanțe și astea trebuiau plătite. Asta e situația cu cluburile de sport deocamdată. Și să știți că sunt foarte multe solicitări la primărie. Niciodată nu s-a acordat în mod discreționar. Acum, ASEA-ul joacă în Liga 1, BC Mureș, Liga 1, voleiul iarăși. Deci, s-au acordat sume mai mari pentru sportul de performanță. Mă, dacă cineva nu vrea să accepte faptul că ai fost vicecampion a României și că ai câștigat Supercupa României, nu e performanță, asta este. Eu înțeleg că nu tuturor le place fotbalul. Sau, da. Sunt foarte mulți târgumureșeni care vor să vadă o echipă de fotbal în Liga 1.
Bun, am văzut și o declarație de ieri, dacă nu mă înșel, a domnului Claudiu Maior, exact pe această chestiune a consiliilor directoare, da? A fost o solicitare adresată tuturor cluburilor sportive de a intra în legalitate până la urmă. A consilierilor locali. Consiliul local trebuie să se întrunească și să nominalizeze. Pentru că în Consiliul Director din fiecare club sunt 9 membri. 4 membri sunt din partea clubului și 5 sunt din partea Consiliului local. O scurtă pauză publicitară și revenim. Asta e, trebuie să revenim. Să îmbinăm plăcutul cu utilul. Da, foarte scurtă pauză publicitară. Te rănește? Suferi? Nu ești singur. Protecția copilului te poate ajuta. Sună oricând gratuit la 0800 800 883. Vrei să înțelegi cu adevărat ce înseamnă politica? Vrei o carieră în instituțiile publice centrale și descentralizate din România sau pur și simplu vrei să faci politică? Înscrie-te acum la specializarea științe politice din cadrul Universității Petru Maior din Târgu Mureș. Universitatea Petru Maior te așteaptă cu o ofertă bogată de specializări cerute pe piața muncii. Profesori din România, Anglia, Franța, Belgia, Italia, Ungaria și Spania îți vor preda și ție. Alege Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș și vei putea studia un semestru sau chiar un an în universitățile partenere din toată Europa. Alege acum specializările la zi sau cu frecvență redusă. Studii de licență, masterat sau doctorat. E timpul să acționezi. A Petru Maior Egyetem a munkapiacon leginkább keresett szakokkal vár téged. Tanárok Romániából, Angliából, Franciaországból, Belgiumból, Olasz, Magyar és Spanyolországból téged is tanítani fognak. Válaszd a Marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemet és tanulhatsz egy fél évet, vagy akár egy teljes tanévet Európában. Válasz most a nappali vagy csökkentett látogatású szakjainkból. Licenc, mesteri és doktori fokozatok. Itt a te időd, hogy lépj! Situată la poalele Carpaților Orientali, în bazinul hidrografic al Mureșului Superior, comuna de Dai este locul în care puteți face un popas pentru a vă bucura de peisajul pitoresc al districtului Căliman Mureș. Fie că doriți să campați sau pur și simplu să porniți la drumeție, aici găsiți locuri de neuitat. Printre acestea se numără și Cascada Pișoi sau versantul Scaunul Domnului, situate pe Valea Mureșului Superior. Tradiția și portul popular sunt conservate și promovate prin Muzeul Satului și spectacolele de dansuri tradiționale românești oferite de ansamblurile locale. Comuna Deda. Primăria vă urează bun venit! Căutăm specialiști în administrația publică. Tu poți deveni unul dintre ei. Înscrie-te acum la specializarea administrație publică din cadrul Universității Petru Maior din Târgu Mureș. Te-ai săturat să stai 10 de minute la coadă și să speli mașina? Hartmann Group este soluția! Situată pe strada Gheorghe Doja, lângă prezident, Hartmann Group vă oferă servicii de vulcanizare și comercializare cauciucuri, spălătorie auto, închirieri spații pentru birouri și teren de sport cu nocturn. Toate acestea 24 din 24. Vă stăm la dispoziție cu cele mai bune servicii executate într-un timp record. Personalul nostru vă transformă mașina într-o bijuterie, vă puteți relaxa la barul din incintă. De la noi, plecați cu zâmbetul pe buze. Vrei
să cunoști legile, vrei să știi cum se aplică și când se aplică ele, atunci specializarea drept din cadrul Universității Petru Maior este răspunsul corect pentru tine. Apă potabilă de calitate la robinet. Servicii de canalizare civilizate. Ambele la un preț decent. Compania Aquaserv, cel mai important operator regional în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Singurul operator regional din județul Mureș care deține licența clasa 1 în acest domeniu. Aquaserv, furnizor de civilizație. Da, vă reamintesc că puteți oricând intra în direct. Dacă nu doriți, puteți să adresați întrebările colegilor mei din regie care mi le vor transmite. Și uite, o să încep cu o întrebare pe care am primit-o de la telespectator. Ce se întâmplă pe strada Secerei, acolo unde o macara s-a jucat un pic și a ajuns tocmai în Pocloș? Da, din păcate acea macara a cam încălcat normele legale. Se deschide circulația, cred că la ora asta la care noi vorbim deja circulația este deschisă pe ambele sensuri de mers. Deci nu mai pierde nimeni carnetul dacă trece pe contrasens pe acolo, că nu va mai exista contrasens. Bun. Totul este în regulă, mergeți cu încredere, doar cu viteză redusă pentru că un pic s-a îngustat accesul de trecere a autoturismelor. Este și o bandă pentru pietoni, deci chiar nu este nicio problemă. Tocmai s-a deschis traficul pentru că luni începe școala și să nu se creeze ambuteiaje. Din nou, o procedură birocratică extraordinar de dificilă, pentru că, în mod normal, deja acolo trebuia ridicat parapetul și refăcut, dar experți și tot felul de avize care durează. Ne prinde iarna cu toate expertizele și toate avizele. Sperăm că ne prinde iarna. Deci, acum traficul se desfășoară normal, bineînțeles cu mici restricții. Da, tot o altă întrebare. Revenim și la sport. Oarecum se leagă în sensul că vorbim de liceu sportiv. Un telespectator, de fapt, o doamnă, își dorește să comentați un pic ceea ce se întâmplă la liceul cu program sportiv. Astăzi un pic presa a avut. A fost și colegul meu, Adi Giurgea, care a postat și mediul online niște informații interesante. Este vorba despre domnul Cichișor, care, din câte știu, este și consilier local din partea UDMR. Ce se întâmplă acolo? Da, am văzut și noi acea adresă trimisă de dascăl al liceului cu program sportiv. Ce să zic, lucrurile care sunt semnalate acolo sunt grave. Acum, dacă sunt adevărate sau nu, probabil că vor ancheta fie cei de la Ministerul Educației, fie cei de la Inspectoratul Școlar sau chiar parchetul, că am înțeles că acest domn profesor s-a adresat și parchetului. Urmărim și noi cu interes să vedem ce se întâmplă acolo. Sperăm că nu este situația atât de gravă, pentru că ar fi trist ca un director de școală, un consilier local să facă așa ceva. Nu vreau să comentez, pentru că nu este treaba primăriei să intre în această temă, dar așteptăm și noi să se facă lumină în acest caz. Bun, n-am terminat întrebările, cât a fost publicitatea, colegul meu mi l-a transmis, pentru că tot a fost o dispută destul de mare cu banii cheltuiți pentru distracția populației, dau luați cu ghilimele de rigoare. Mai avem anul acesta, să spunem, eram obișnuit în fiecare an să avem acele simfonii de toamnă. Da, asta era, cred că, denumirea generică. Spectatorii noștri știu că le-au urmărit. Cei care n-au ajuns, să spunem, în parcul municipal sau în cetate, au urmărit transmisiunile noastre în direct. Se mai întâmplă ceva toamna asta? Sunt bani, nu sunt bani? Puțin bani, mulți bani? Bani sunt, acum nu vreau să spun dacă sunt mulți sau puțini, câți s-au alocat, sunt foarte bineveniți. Bineînțeles că se vor organiza în continuare manifestări, pentru că până la urmă dai ocazia, oferi ocazia și comercianților să-și prezinte marfa și nu văd unde e problema, să poți să inviți târgu mureșenii într-un loc, să asculte muzică, să mănânce mâncări de specialitate, mâncăruri tradiționale
din această zonă sau să deguste un vin și că vorbim de Sinfonie de Toamnă, este de fapt acest festival al vinului, unde vin foarte multe podgorii din județul Mureș, chiar din țară, și lumea va avea ocazia să deguste, să învețe cum să deguste un vin, să-și achiziționeze, să spun așa, între ghilimele, un vin bun, un must. O să fie și activități culturale și pentru copii. Aici nu e vorba... Da, e frumos să spui primăria distrează lumea. Primăria nu distrează lumea. Primăria pune la dispoziție și astfel de evenimente, tocmai pentru că lumea trebuie să se mai destindă. Acum nu mai facem nimic că unii vorbesc în spațiu public că distrăm lumea. Discuția a fost că poate n-ar trebui dați bani în zona asta și ar trebui duși banii în altă parte, că... Sigur, nu e sarcina primăriei să cheltuie bani pe astfel de evenimente. Nu, primăria trebuie să investească pe toate domeniile. Nu se poate focaliza pe un singur domeniu și restul le lași. Sunt oameni, din moment ce oamenii vin, înseamnă că nu toți oamenii sunt supărați pe astfel de evenimente. Vor fi mai restrânse manifestările, nu se vor mai prelungi pe foarte multe zile, dar vom avea de toate pentru toți. Programul încă nu este stabilit, dar va fi stabilit și va fi comunicat și va fi mediatizat, astfel încât toată lumea să știe exact locul unde vor avea manifestările și ce vor putea să vadă la acest eveniment Sinfonie de Toamnă. Bun, acum este Bookfest-ul în plină desfășurare. Invităm pe toți iubitorii de carte și pe viitorii iubitori de carte să ajungă la Teatrul Național. Sunt foarte multe cărți de calitate și prețurile, să știți că sunt... În general, în regulă, sunt prețuri mai mici decât în librării, deci merită, de la cărți de specialitate până la beletristică, găsiți titluri, am dat și astăzi, să spunem, o fugă împreună cu colegii mei, mi-am fixat deja țintele ce vreau să cumpăr. Un eveniment la care, din nou, primăria este partener și chiar am fost felicitați de președintele Asociației Editorilor de Carte din România și își exprima dorința ca și alte autorități locale din țară să ia exemplu primăriei Târgu Mureș. Ceea ce ne bucură, că suntem din nou un exemplu. Bun, așadar, Bookfest astăzi, mâine, până duminică, în fiecare zi, de la 10 dimineața la 8 seara, mergeți toți cei care iubiți cartea sau unii dintre dumneavoastră, poate e momentul să faceți cunoștință cu prima carte din viața dumneavoastră. Da, dincolo de glumă, avem și o premieră în acest final de săptămână la cinematograful Arta. E un film al lui Cristi Mungiu. Da, Sierra Nevada. Cred că mâine va fi premiera. De Cristi Mungiu. Sigur, mâine va fi premiera la ora 19 la cinematograful Arta din Târgu Mureș. Cu această ocazie noi inaugurăm practic și sala, pentru că au fost schimbate scaunele. Așa că invit iubitorii de da. Film, de este un film, de film românesc. Da, am înțeles că este un film foarte bun, care cel mai probabil va fi filmul cu care va participa România, inclusiv la premiile Oscar. Să dea Dumnezeu aștept să... de, nu știu, de când mă uit și la premiile Oscar, aștept și o zi sau o ediție în care România se ia Oscarul pentru cel mai bun film străin. Da, cred că o să vină. E o generație interesantă de regizori. Am văzut că au luat foarte multe premii europene, acolo unde contează calitatea, în primul rând. E greu să te lupți cu Hollywood-ul, unde este cu totul și cu totul altă politică. La noi, filmele noastre au mesaje. Filmele americane au probabil și ele mesaje. Și la un mesaj, sigur că mesajul ăla trebuie neapărat să includă, dacă este un film agreat, steagul, imnul și iubirea față valorile de țară și sigur popor. Că da. Sigur, da, da. Noi apărăm americane. Democrația. Chiar dacă trebuie să omorâm foarte mulți, noi apărăm democrația. Bine, și că am pomenit de Arta și de Cristi Mungiu, Tiful. Da, un alt festival de film la care primăria din nou este partener va avea loc la sfârșitul lunii octombrie, iarăși un eveniment cu foarte multe manifestări culturale în zona cetății, în parcul municipal. Din nou, toate aceste asociații vin către primăria Târgu Mureș cu propunere de parteneriat și noi nu putem să refuzăm pentru că, așa cum spuneam, trebuie să mulțumim pe cât mai mulți oameni. Și cred că acest festival va avea succes, pentru că întotdeauna a avut succes și programul acestui eveniment va fi comunicat în timp, pentru ca toată lumea interesată să poată să vină.
Bun, revenind la ceea ce s-a mai lucrat în vara asta și se mai lucrează și să sperăm că va fi o toamnă lungă și călduroasă, nu mă gândesc să doar se poată la lucra cât mai mult. Facturile noastre de gaz, da? A contat, am avut o iarnă ușoară anul acesta și a contat în buzunarele tuturor, cred că. Sper să avem cel puțin la fel de ușoară și anul acesta care vine. Parcurile sunt zonele în care, să spunem, cei mai mici, cei mai mari ajung. Nu poți să stai toată ziua între patru pereți de beton și atunci, mai ales dacă ai copii, dacă încerci să găsești un mic refugiu într-un parc unde și cel mic să se joace și tu să stai să te relaxezi. În privința parcurilor am primit foarte multe sesizări și pe bună dreptate. În această toamnă, cât timpul ne permite, foarte multe parcuri vor fi reabilitate. Avem în schimb o problemă și chiar vreau să o semnalez acum, pentru că nu știu ce se întâmplă, sunt foarte mulți care distrug zonele de joacă. Seara, fie seara, nu vreau să spun categoria de oameni care distrug aceste parcuri, dar este trist. Este trist și vă spun foarte sincer că dacă ar fi probleme de genul că se uzează mobilierul de joacă, am înțelege cu toții, dar sunt pur și simplu vandalizate. Sunt obiecte din parcurile de joacă care sunt stricate intenționat. Și semnalez pe această cale tuturor care observă astfel de oameni care nu înțeleg că parcul de joacă este parc de joacă, să sune imediat și la 112. Și este destinat unei anumite categorii de vârstă. Da, pentru că părinții, nu toți părinții, sunt mame multe în parc, nu vor să se ia la harță cu acești oameni. Adică dacă tu ești un golan de 17 ani, de 100 de kilograme, nu ai ce căuta pe o hintă pentru un copil, nu știu, de 3 anișori, care are poate 10-15 kilograme, nu știu cât trebuie să aibă un copil de 3 ani. Da. Deci, e o chestie de bun simț, de respect. Și până la urmă, eu îi pot numi golani, că până la urmă asta sunt. Păi, deci tot acestea sunt niște golani care nu respectă banul părinților lor. Din păcate avem o problemă reală cu acest lucru. Și vă dau un exemplu. În Mureșeni avem un parc. S-a solicitat primăriei să se construiască acele foișoare în care cei în vârstă să stea în timpul zilei să... Da, să stea la umbră. Să socializeze. Dar vreme ce-ți mai rămâne. Dar seara e o problemă, noaptea, când se adună alt fel de indivizi, mănâncă semințe, beau alcool, spar sticle și lasă în urma lor o mizerie de nedeschis. În fiecare dimineață angajații primăriei merg și strâng. Dar poate atunci în fiecare noapte să meargă angajații poliției locale, se adună un pic. Avem zone de sigur risc că, unde știm din că... păcate nu mai putem să întrebăm de sănătate cum se întrebau altă dată. Dacă erai bine întrebat așa o noapte întreagă de sănătate, te cam resimțeai și nu mai aveai chef să provoci pagube. Asta este democrația. Păi nu vedeți că există și acest comportament agresiv împotriva polițiștilor locali? Măcar primul lucru e rezolvat. Acum dacă un polițist, un jandarm își folosește arma din dotare, nu mai este tras la răspundere penală, ceea ce mi se pare numai în toată lumea. Dacă tu ești agresiv, ești recalcitrant, sigur, omul scoate arma și te împușcă. Nu letal. Nu, ideea nu este să te calmeze. E un lucru bun. Poate că ar trebui să dotăm, nu știu dacă, când mai vine domnul Bretfeleanu să-l întreb dacă au cumva acele arme cu șocuri electrice, văd și în Occident, partea ar trebui pe toți indivizi de genul ăsta un pic să-i mai curentăm așa. Știi? Că uneori terapia electrică ajută. E păcat că distrug orașul și avem noroc și cu rețele de socializare. Foarte mulți oameni ne semnalează și ne sesizează, ne trimit fotografii și putem totuși remedia. Dar vă spun, mă înspăimântă ideea este să prevenim, nu să reparăm ce au distrus unii. Distrugi orașul și până la urmă... Asta costă. Da, asta costă. Și acum, dacă tot suntem la parte de parcuri, vreau să-i felicit pe copiii din zona parcului Izvor, strada Moldovei. Au realizat un spectacol foarte frumos, spontan. Primăria a pregătit acel spațiu, este o scenă. Primăria a zugrăvit așa acea scenă, s-au toaletat copacii, le-am creat un mediu propice pentru desfășurarea unui spectacol și totul a ieșit în regulă. Am văzut pozele pe Facebook și felicit pe această cale atât pe copii cât și pe părinți pentru această inițiativă.
A fost un spectacol în ultima săptămână de vacanță. Da, din păcate, vacanța trece repede, ca și misiunea noastră. Azi, mâine o să-i vedem pe cei mici cu un videoproiector și folosind, să spunem, ca și ecran de proiecție. Ce lucru bun. Important este să mai iasă un pic de lângă tabletă, telefon, calculator și să stea afară cu cei de o vârstă cu ei. Cam aici se încheie și emisiunea noastră. Sigur că restul întrebărilor o să vi le transmitem, o să le puteți da răspuns celor care au avut anumite curiozități sau altele contactându-i direct dumneavoastră. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. A fost așadar alături de noi Cosmin Blaga, consilier în cadrul Direcției de Comunicare din cadrul Primăriei Târgu Mureș, sunt Lucian Săcălean. Vă mulțumesc pentru atenție. S-a încheiat vacanța, din păcate, vine campania electorală, așadar o să avem multe subiecte de dezbătut și pe plan local și pe plan național. Ce să facem? Dacă ăștia sunt politicienii, dacă ar fi ei un pic mai grijulii față de țara asta, probabil n-am avea nici noi atâtea motive de a discuta despre acțiunile sau faptele sau declarațiile domnilor lor. Bun, noi vom vedea așadar în fiecare săptămână, marțea și joia. Vom comenta cele mai interesante subiecte locale și naționale și o să așteptăm cu drag campania electorală să vedem ce ne mai promit cei care vor să doarmă timp de 4 ani cu un salariu bun în Parlament. O să vedem cei care au fost parlamentari dacă au făcut sau nu ceva pentru dumneavoastră și dacă și-au meritat banii primiți din impozitele și taxele pe care dumneavoastră le plătiți. Așadar, o seară plăcută, rămâneți alături de Știi TV.